O expoziție itinerantă intitulată Dincolo de poveste, Graiul straielor moștenite, a poposit la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Expoziția este rezultatul unui proiect inițiat de Complexul Muzeal Bistrița Năsăud, realizat în parteneriat cu mai multe instituții din țară, printre care și Muzeul Devean. În cadrul acestui proiect, fiecare instituție participantă a contribuit cu câte 3 piese de port sau podoabe tradiționale specifice românilor sau minorităților naționale prezente în zonele pe care le reprezintă instituțiile implicate. Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, în colaborare cu alte instituții muzeale din România și cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, vernisează astăzi o expoziție de suflet, cu atât mai mult cu cât poate puțină lume știe că instituția noastră coordonează și deține un patrimoniu etnografic extrem de important. Suntem Muzeul Civilizației Dacice și Romane, dar avem și două secții de etnografie, secția de la Orăștie și secția de la Brad, care au colecții extrem de valoroase. Parte din aceste colecții, din colecția de la Orăștie, a făcut un tur prin România și acum s-a întors înapoi acasă, aici la Deva. Expoziția cumva mânghe sufletele și privirile vizitatorilor și îi așteaptă să îl întâlnească pe Moș Crăciun într-un ambient de poveste, cu ținute care au fost poate folosite de bunicii, străbunicii noștri și care face legătura peste timp în tot ceea ce înseamnă acest ciclu al vieții. Proiectul a pornit deja l-am gândit anul trecut și inițial am avut în vedere doar câteva muzee. Ideea a plecat din 2019, ideea mea, când am cunoscut un cercetător de la Universitatea din Berlin, care a venit să urmărească povestea unui pieptar săsesc din zona Bistrița Năsăud de secol XIX. Și atunci mi-am dat seama că proiectul poate să fie cumva multiplicat și aplicat în România, între muzeele din România, pentru a cunoaște cât mai mult dintre obiectele care reprezintă zonele etnografice din țara noastră, dar în același timp de a scoate în evidență și obiectele care reprezintă nu doar românii majoritarii, ci și minoritățile naționale pe care le avem în România. Este primul proiect de acest gen care ajunge la muzeul nostru. Reunește 36 de piese provenite din diverse zone geografice ale țării. Putem vedea cămăși, putem vedea pieptare, podoabe specifice anumitor zone, dar putem vedea și foarte multe asemănări, cu toate că provin din zone total diferite ale țării, sunt foarte multe asemănări între aceste piese. Avem și din județul Hunedoara, din zona Orăștiei. Da, sigur. Avem trei piese provenind din ținutul Orăștiei. Este vorba de o cămașă bărbătească, este cea din spatele meu. Are o poveste foarte interesantă, a aparținut unuia dintre întemeitorii muzeului din Orăștie, pentru că muzeul din Orăștie este o secție a muzeului din Deva, care anul acesta împlinește 70 de ani și aceasta este cămașa pe care acesta a folosit-o în tinerețe, la costumul de sărbătoare. Și mai avem două cătrințe. Portul popular din zona Orăștiei s-a transformat în decursul timpului. Avem portul vechi și portul nou. Și am pus câte o cătrință specifică fiecărui port, una aparținând unei foarte îndrăgite profesoare din Orăștie și una veche. O să vedeți când o să ajungeți la ea. Este portul, în ea se poate vedea tricolorul românesc. Deci este o piesă unică și deosebită. Expoziția va putea fi admirată până anul viitor la sediul muzeului de la Poalele Cetății din Deva.